Camelia. Bine ați venit în bucătăria mea aici la gătișteușor.ro. Ne aflăm în sezonul vinetelor, ceea ce înseamnă că este momentul perfect pentru a face cât mai multe rețete cu aceste delicioase legume. Pe blogul meu găsiți mai multe rețete în care folosesc vinete, printre care imam bâldâm, adică vinete umplute, o rețetă turcească, sau găsiți o rețetă delicioasă de salată de vinete. Astăzi vă voi arăta cum să faceți paste cu vinete. Pentru această rețetă vom folosi două vinete, 4 roșii cât mai coapte, o ceapă albă, 20 ml de ulei de măsline, 100 de grame de brânză feta, 300 de grame de paste, eu folosesc paste rigatoni, dar puteți folosi orice fel de paste doriți, piper după gust, o linguriță cu sare grunjoasă pe care o vom folosi atunci când o fierbe pastele, o linguriță de oregano uscat, o linguriță cu sare fină și 2 căței de usturoi. Pentru a face aceste delicioase paste cu vinete, va trebui să pregătim legumele. Eu voi începe prin a toca vinetele. Le voi tăia cotorul. Apoi le voi tăia în jumătate, le voi lăsa cu coajă. Și le voi tăia în cubulețe. Am tăiat ambele vinete în cubul. Acum le voi presăra cu sare. Le voi amesteca foarte bine pentru a mă asigura că toate cuburile de vânătă sunt acoperite cu sare. După cum vedeți, le-am pus într-o stricurătoare pentru că vreau să le las timp de 20 de minute, astfel încât sarea să acționeze și zeama amăruie din vinete să se scurgă. Le voi acoperi cu un bol și le voi lăsa așa timp de 20 de minute. După ce am terminat cu vinetele, voi toca ceapa măruntă. Aproape am terminat de pregătit toate ingredientele. Am diverse oale la fiert acolo cu apă și am pus deja uleiul de măsline la încins. Ce îmi rămâne de făcut acum este să crestez superficial roșiile de jur împrejur pentru a le opări. Mă pot apuca oficial de gătit. Aici am o oală în care am pus 3 litri de apă la fiert. Voi pune în ea sarea grunjoasă. Apa deja clocotește și voi pune pastele, pe care le voi fierbe conform indicațiilor de pe pachet timp de 8 minute. Aici am apă care clocotește, în care voi opări roșiile pentru a le putea decoși mai ușor. Le pun în apa clocotită și le las un minut, iar apoi le scot cu o paletă. Iar aici am încins uleiul de măsline și voi pune în el ceapa pe care o voi cărni timp de 5 minute. Ceapa mea s-a călit, am scos deja roșiile, acum peste ceapă voi pune vinetele. Le voi amesteca și le voi lăsa să se gătească timp de 12 minute. Pastele sunt la fiert, vinetele sunt și ele în tigaie și se călesc acolo ușor-ușor. Iar acum trebuie să decojim roșiile. Se decojesc foarte ușor dacă le tăiați așa în patru și le opăriți. După ce le-am decojit, le voi tăia cotorul. Și le voi toca mărunt. Au trecut aproximativ 15 minute de când am pus vinete. Așa arată ele și sunt aproximativ gata. Acum peste le voi pune roșiile tăiate cuburi, împreună cu tot sucul acela gustos, le voi amesteca. Voi condimenta sosul cu un pic de sare, nu cu foarte multă, pentru că pastele sunt sărate și vinetele au fost și ele sărate, le-am sărat. Voi pune piper. Oregano.
Și voi adăuga cei doi căței de usturoi pe care îi voi transforma în pastă și voi mai lăsa sosul să scadă timp de 7 minute. Pastele mele cu vinete și sos de roșii sunt gata. Le-am servit imediat după ce am oprit focul și am presărat deasupra lor brânză feta. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook sau să subscribe canalul meu de YouTube gateșteușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!